sunt al doilea autor, care, așa cum vă spuneam, este și artist plastic, doamna Nănuța Stăicuț. Voi, în timp ce Dânsa ne va vorbi despre cărțile domniei sale, veți vedea pe ecran filmuleț autobiografie sau exemplificator pentru ceea ce face Dânsa în general. Mi-a spus, eu nu mă simt bine și nu pot să vorbesc din suflet decât atunci când mă simt înconjurată de toate lucrurile care mă reprezintă. Ar fost dificil să expunem tablourile pentru că unele dintre ele sunt destul de mari. Este chiar prima calitate în care am cunoscut-o eu pe doamna Stăicuț, aceea de artist plastic. Am cunoscut-o datorită domnului Cojocaru, care de asemenea va vorbi despre Dânsa. Este foarte greu să vorbesc despre Nănuța Stăicuț pentru că, așa cum vă spuneam, este o personalitate complexă. Și a vorbit numai despre artistul plastic este puțin, a vorbit numai despre cea care scrie poezie iarăși este puțin. A vorbit despre terapeut este foarte interesant, dar nu o reprezintă în totalitate. De aceea cred că cel mai bine va vorbi autoarea despre ea însăși. Bună ziua! Colega mea spunea că are emoții. Eu mai am puțin și plâng. Îmi cer iertare că se poate întâmpla, dar probabil că mă veți înțelege. Voi începe prin a vă mulțumi din suflet că sunteți aici. În calitatea mea de terapeut, simt sufletele oamenilor. Iar în această sală, simt numai suflete frumoase, de lumină. Suflete care mă încurajează să mă exprim. Așa cum spunea doamna Alexe, sunt un om, zic eu, complex. În ce sens? În sensul că 45 de ani am fost, ca să zic așa, sub profețiile tatălui meu, care în toată copilăria mi-a spus că nu sunt bună de nimic, că nu voi realiza niciodată nimic și că mai bine să-mi bag mințile în cap și să mă mâna să muncesc. Și l-am ascultat. Am 40 de ani de muncă, serioasă, întotdeauna am fost omul potrivit la locul potrivit și sunt mândră de mine. Numai că în 2011 m-am operat pe inimă, după ce sufeream de la 23 de ani de o stenoză mitrală. Și m-am gândit, ok, Neluța, de acum menirea ta ca salariat pentru societate s-a încheiat. Ce faci? Te așezi în vârful patului și începi să te plângi? Sau începi să faci lucruri? De așa, și dacă vei greși, ce se va întâmpla? Vei cădea, te vei ridica. Și așa am făcut. Am început prin a face un curs de pictură la mine la serviciu, înainte să ies la pensie, că am mai avut răgat un an de concediu medical, că așa se întâmplă cu o astfel de operație. După care am spus, ok, acum e vremea ta. Ai trăit pentru familie, ai trăit pentru societate, ai trăit pentru prieteni cunoscuți, acum este momentul să încerci să faci ceva și pentru tine. Și asta fac. Pictez. Una din lucrările pe care o vedeți acum este o lucrare dragă sufletului meu, în sensul că este diferită, așa cum sunt și eu diferită și mi-am demonstrat că pot. La mine lucrările nu sunt făcute ca la toată lumea, numai din pensulă și culoare. La mine se folosesc orice materiale reciclabile. Tot ce dumneavoastră în general aruncați, eu colectez și mă apuc și fac. Ațe, cârpe, dopuri, sâmburi, orice. Nu am ratat nimic. Și acest tablou chiar a primit un premiu la Liga Navală Română, un premiu 3 și sunt tare mândră. Ca terapeut lucrez
peste 20 de ani, sunt terapeut infoenergetician și în acest sens mi-am permis în 2015 să scriu această carte, care la vremea respectivă a fost o carte în format tipărit. Numai că am simțit că tehnologia ne împinge de la spate și oamenii nu mai au timp să stea cu cartea în mână câteva ore să citească. Și am apelat la varianta de a o înregistra. Pentru că eu sunt un om practic, sunt fecioară și fecioarele sunt extrem de practice. Când pictez, îmi place să citesc o carte ascultând-o sau ascultând muzică. Și așa mi-a venit ideea acestei cărți de terapeut, unde sunt zeci de exemple cu pacienți tratați de diverse afecțiuni și nu este o carte în care vin și încep eu să mă laud ce grozavă sunt, nu. Este o carte, aș putea să vă spun, în care prefer să sfătuiesc oamenii din prea plinul sufletului meu ca viața lor să fie astăzi mai frumoasă ca ieri și mâine mai frumoasă ca astăzi. Apoi, după ce am lansat această carte în mai multe locuri, un prieten m-a întrebat, Neluța, de ce nu scrii și poezii? Și am zis, eu poezii? Pardon? Despre ce vorbim? Și el a zis, da, ai încercat? Nu, n-am încercat. Atunci încearcă și pe urmă mai discutăm, poți să mă ceri după. Și am încercat. Și după ce am încercat, a apărut acest volum, care este tot în format audio, care se numește 60 de gânduri și trăiri în 60 de ani de amintiri. De ce spun acest lucru? Pentru că eu am 60 de ani, pentru că dacă îi mulțumesc bunuțului, cum îi spun eu, bunului Dumnezeu, că mi-a dat atât de multe daruri și haruri, pe care eu timp de 45 de ani le-am ținut acolo în sertarul sufletului meu, neîndrăznit să le scot la iveală, acum am acumulat, am strâns acolo multă vâlvătaie pe care vreau să o dăruiesc semenilor mei din tot sufletul meu. Și am zis, dacă îi mulțumesc bunuțului, nu trebuie să mulțumesc și mie într-un fel, că mă străduiesc. Și a apărut acest volum, care este un volum de poezie total diferit de ce am auzit și am citit și am experimentat pe parcursul vieții mele. Și pentru că eu nu vreau să decid în locul publicului ce poezie să citesc, ca să exemplificăm, după ce vor... Și vor spune, ca să spun așa, un cuvânt de cunoaștere despre mine, pentru că domnul Cojocaru Covăr este un bun prieten de suflet al meu, care pur și simplu m-a uimit în dorința dânsului de a vrea să fie cu mine. Mă jenam să îl invit, dar dânsul a spus, da, chiar vreau să vin, că am mai avut o lansare la Artut, la doamna Maria Alexe, căreia iar îi mulțumesc, și dânsul n-a putut să fie și a zis, aici măcar trebuie să fiu cu tine și iată, este aici. Iar doamna Doina Ghițescu, care mi-este și bună prietenă și care ne cunoaște de mult timp, iar vrea să spună câteva vorbe. Între timp, am să vă rog frumos, pentru că eu sunt fecioară și mai sunt și maimuță de foc și îmi place să mă joc așa tare de tot, am să vă rog să vă gândiți la câte un număr de la 1 la 60, să alegem la întâmplare ce poezie să vă citesc. Una, două, câte vreți dumneavoastră? 39, Eminescu. Ok, ok. 5. Vă mulțumesc pentru prezentare și... trebuie să spun că mi se confirmă impresia pe care am avut-o, că parcă așa Neluța Stăricuță a stat într-o cutie până acum, sau până la o anumită vârstă, de fapt, și acum vrea să recupereze timpul ăsta în care a lucrat într-o mare corporație, în care a fost un om relativ obișnuit și să ne demonstreze, ne-a demonstrat deja, dar continuă să ne uimească cu faptul că mereu ne arată ceva nou, ne arată un lucru
deosebit. Și un lucru deosebit în ceea ce o privește este faptul că, așa cum vă spuneam, nu refuză niciodată să învețe ceva, să facă ceva nou și ați văzut lucrările dânsei. În momentul de față s-a îndreptat și spre pictura naivă și poate că aș fi uitat acest aspect copleșită de tot ceea ce se întâmplă aici, dacă domnul Ion Machedon n-ar fi pomenit de faptul că noi trebuie să ducem cartea și să ducem cultura nu pentru oamenii care deja sunt foarte rafinați și instruiți, trebuie să oferim o bucurie și celui care vine după o zi de muncă la câmp, să zicem, și vrea să trăiască un moment de emoție spirituală. Pictura naivă este o poveste a acestor oameni. Știți că prin anii 60-70 a fost extrem de valorificată. Acum, din păcate, nu mai o vedem atât de mult pe cine decât am dorit. În străinătate se organizează în continuare concursuri și expoziții internaționale pe această temă și doamna Nenuța Stăicuț este unul dintre fericiții artiști selectați pentru a participa la Bienala de Pictură din Polonia, de Pictură Naivă din Polonia, de la Katowice, unde va pleca la începutul lunii iunie și îi ținem unii cu toții, poate va obține și acolo un premiu. Chiar dacă nu obține un premiu, simpla participare la o expoziție de un asemenea nivel este un premiu. Și acum o să rog pe domnul Cojocaru, în calitate de artist plastic și curator de galerie, să ne vorbească despre doamna Stăicuț. Vă zic și eu bună seara, mă bucur că sunteți un public deosebit și înainte de 80 de ani și citești, am de spus, dar câteva cuvinte introductive vreau să vă spun. Bună afacere, înțelegerea într-o oameni aduc mai multe lacrimi decât bătaia și durerea. A vorbit domnul Machedon, a vorbit doamna scriitoare, a vorbit Nenuța Stăicuț, care mai întâi a plânsea așa pe scaunele. Am văzut un domn care și-a șters ochii de lacrimi și mă uit la dânsa. Cum mai se află? Când m-a anunțat doamna aseară, hai că am un loc în mașină, că ăsta am fost singurul stop, poți să mergi și tu. Azi dimineața la 6 m-a sculat și am scris două pagini, ca altfel bat câmpii și trebuie să vă spune text. Ce vreau să spun? Adunarea de astăzi, artiștii care am văzut dincolo, care au văzut tablourile, doamna directoare și voi toți, eu scriu la o carte, Cartea Amintirilor, loc de întâlnire a excelențelor. De azi va apare și orașul dumneavoastră pe lista excelențelor mele, doamna scriitoare, domnul Machedon. Și asta scriu de vreo 25 de ani și am ajuns la peste 2000 de artiști, plastici, actori, Radu Belidan, Furtunie, Azimioară și mulți alții și pictori, aproape toți prin toate expoziții prin care am umblat. Mă bucur că doamna Nenuța Stăicuț, pe spatele acestor cărți, are două însemnări din scrierile mele. Îți mulțumesc, să rămână. Și când eram student prin 60 la arte plastice, aveam un profesor Tocăneanu. După moartea sa, s-a găsit o cameră de asta, 25.000 de caiete, în care erau, timp de 40 de ani, toți artiștii care expuseseră în toată țara. Pe o foaie de asta, băga 7-8 tablouri desenate numai cu creionul, format mic, și cum a scris, corp de găină, cu galben, cerul albastru, nu cât are. Vă dați seama că este o avuție națională și ca să nu mai bat câmpii, vă începe să citesc. Activitatea culturală pentru care ne-am deplasat din București în orașul Slobozia, azi, 10 mai, zi importantă poporului român, o putem considera adevărat festival artistic, organizat de dumneavoastră, iubită gazdă, și de cei ce își desfășoară calități artistice născute sau primite și dezvoltate prin studii și educație. Dumneavoastră plus
profesor dr. Maria Alexe, Neluța Stăicuț, pictor, scriitor, povestitor, nemărginit terapeut, novator în arta, actrița Doina Ghicescu, dotată cu multă talentă oratoric și nu numai, îmi dați prilejul de a spune câteva cuvinte ca umil artist plastic și sclav al vorbelor, cuvinte frumoase și expresii potrivite pentru care vă mulțumesc. Acest festival artistic ne arată că nu mai este bietul om sub vrem, ci omul nou la cârma vremilor. Are darul de a ne arăta și a ajuta inteligenței să fie văzută și glasul interior să fie auzit. Totodată este o sărbătoare a sufletului pentru suflet, care eliberează frumusețea sufletelor din închisoarea trupurilor și o împrăștie spre folosul nostru al tuturor iubitorilor de artă, frumos, bunătate, iubire și înțelegere între oameni, armonie și fericire. Spusele mele nu sunt decât o spumă care plutește pe apa. Munca celor ce au organizat acest eveniment cultural-artistic este picătura de aur care sparge timpul și va trăi odată cu el adevărate corăbii care trec pe întinsele mări ale timpului. Cărțile, tablourile, evenimentele plăcute și utile, precum și prietenii, trebuie să fie puțini și bine alese. Se poate aprecia Alexe, așa în loc de Alexe, aici de față și pe care trebuie să o aplaudăm. Dânsa este o realizare a foarte multe evenimente în București. Acum 2 ani când ne-am întâlnit, de comun acord, fiind la Institutul de Construcții și având spațiu liber, ce nu s-a pomenit, și vreo 10 amfiteatre, Doamne, zic, e păcat ca acești părinți să fie voi. Și de 2 ani avem expoziții unde vom invita. Am invitat deja, deja? De artă. Doamnă, să știți că au lucrări minunate, le-am văzut, am luat câteva pliante și la noapte voi scrie despre ei ca și cum... Nu, nu, dar eu mă refeream la elevii care au fost la fețe de cât doamnă. Da. Apropo de carte, pentru că vorbim numai de cărți, închei plictisitoarele cuvinte mai dinainte potrivite cu un sfat îndemn. Deschide cartea ca să înveți ce au gândit alții. Închide cartea ca să gândești tu însuți. Mulțumesc, doamna Stăicuț, mulțumesc, doamna... Acest eveniment cultural-artistic pentru orașul dumneavoastră și pentru noi să fie săpat în grinda de aur a lucrurilor frumoase precum ziua de 10 mai în decursul istoriei țării noastre. Vă mulțumesc pentru răbdarea și înțelegerea ce mi-ați acordat-o pe măsura timpului dumneavoastră răpit. Și mai remarc, prezența a două personale odată cu noi în mașină, două Gabi. Gabi Dumitru, Dumitrescu și Gabi Ichim, care vor afișa pentru nemurire activitatea dumneavoastră și a noastră de azi. Doamna Stăicuț va citi la cererea domnului director poezia cu numărul 39. Să știți că mă bucur nespus că s-a întâmplat să alegeți acest număr, pentru că este una din poeziile de suflet ale mele. Toate sunt frântură din sufletul meu, dar aceasta o simt într-un mod aparte și o să vedeți de ce. A fost alegerea mea, a fost a destinului către Eminescu. Doamne ajută! Lecția fericirii. Tu, da, tu, știi să fii fericit? Știi să te simți împlinit? Iată, aici, în poezia mea, vei găsi rețeta pentru așa ceva. Privește dimineața răsăritul și apoi seara, privește apusul, privește cum crește o floare, ascultă cum cântă o privighetoarea. Ia seama la mâinile mamei, la părul ei ce albit, privește apoi și la tata și bucură-te că încă
mai e. Zâmbește când vezi bebelușul, copiii la școală când merg, la tineri când se sărută și la bătrâni, înțelepți? Du-te apoi și vezi marea, privește în larg și la țărm, cum valurile aleargă grăbite, se mângâie nisipul fierbinte. Du-te apoi și la munte, privește cât e de semeț, încearcă apoi și te urcă, să vezi perspectiva din vârf. Oprește-te la o mănăstire, să vezi măicuțe muncind, și apoi bucuroase vor merge la ritualul din noapte târziu. Apoi zăbovește la țară, privește țăranul la rând, mănâncă din pâinea fierbinte și acoaptă în țestul de lut. Mai stai, nu pleca chiar acum, privește-o și pe bunica, ți-e sâmb în războiul ei vechi. Verințe în multe ițe, nopoli apoi râul ce curge agale la vale, descalță-te pentru o clipă și calcă pe iarba cea moale. Nu ocoli nici pădurea cu pomii ei cei frumoși, ascultă o privighetoare ce cântă într-un stejar folos. Îndreaptă-te apoi către casă, privește-ți copiii pe rând, invită-ți copiii la masă și încheie ziua râzând. Și apoi, după ce ai făcut toate astea, mulțumește-i celui de sus, spune-i că ești fericită și apoi bagă-te în pat să te culci. Adorme apoi liniștită că atât de mult te-ai învățat, că viața ta e minunată, nu te mai plânge în zadar.